Suntem împreună, doamna profesor, dar am să spun Veronica, dacă permiți, pe parcursul interviului. Cel mai bine. Perfect. Suntem împreună, Veronica, într-un mod aproape paradoxal. Cine ar fi zis acum 2 ani, când ne vom întâlni într-o conversație, într-o serie care s-ar numi Împărtășiri dinamice, așa, pur și simplu. Cum ai putea să explici această paradoxală întâlnire? Nu știu cum aș explica-o. Ideea este că chiar îmi place ideea. Ideea a făcut-o cumva. Erai pregătită? De același... Erai pregătită cumva? Nu neapărat. Întotdeauna mi-a plăcut să împărtășesc experiențele mele în sens constructiv. În sens de a poate, nu neapărat de a folosi cuiva, de a vedea că se poate. Se pot depăși anumite obstacole, se pot realiza lucruri frumoase, se poate convețui cu lângă oameni care poate că au fost la fel, au parcurs același drum, sau poate nu, sau poate vor să învețe, poate că sunt interesați de modul cum a fost acel drum. Eu mă refer acum la drumul performanței sportive, pentru că vin și din această zonă. Și chiar îmi place ideea de a discuta și de a împărtăși, bineînțeles. Bineînțeles că eu am fost așa de încântat când am văzut răspunsul imediat. Răspunsul imediat care a fost, da, mi-ar face plăcere să... Și asta prin opoziție, poate, cu alte răspunsuri pe care le pot primi. Când invit alte persoane pe care le cunosc, mai mult sau mai puțin pe care îi cunosc, oameni care lângă care poate am alergat așa prin comunitate și pe care îi invit să împărtășească, și unele persoane sunt cumva reticente. Poate începeți cu cineva care e mai expert, poate începeți cu cineva care... Eu sunt doar la început, sau eu... există această reticență. Eu n-am povești deosebit, nu sunt un mare atlet. Apar asemenea răspunsuri, dar Veronica, tu din start ai spus că mi-ar face plăcere și în sensul ăsta am zis, parcă erai pregătită. Pentru că ți-ar face plăcere să împărtășești. Aveai deja plăcerea de a împărtăși. Asta te-a pregătit pentru un astfel de interviu, în sensul ăsta. Exact. Și acum că dumneavoastră ați spus că... Tot Ovidiu sunt, dacă ești Veronica. Mi-ai spus că dacă ai primit unul din răspunsurile pe care le-ai primit la propunerea ta, a fost că nu sunt destul de... sus. Nici pe departe nu m-am gândit că aș fi cumva de pe opoziție și aș veni să dau sfaturi cu Iva. Fain că spui asta, dar gândește-te că unii din jurul nostru se poziționează ei mai jos. Ca și cum n-ar avea experiențe demne de a fi împărtășite, deși tocmai asta e credința mea de psiholog narativist, că fiecare din noi are un volum imens de experiențe și unele mai interesante ca altele, de orice fel de viață ai fi avut, și pe care uneori poți să le promovezi, poți să le împărtășești. Dacă contextul, situația merită să fie împărtășite acolo. Dacă persoana sau persoanele căreia te adresezi sau li te adresezi, dacă ele pot să grijească povestioara împărtășită. Că sigur nu împărtășim așa orice, nu aruncăm semințele în piatră sau în vânt, sigur. Și deci cumva există niște condiții ale povestirii și există și poate că, așa cum tu arătai că deja îți place să împărtășești, asta îmi spune mie că ai fost o povestitoare, ai testat experiența povestirii și ai întâlnit oameni care au avut grijă de poveștile tale. Altfel ai fi fost dezamăgită și poate temătoare de poveștile împărtășite. Dar uite că ele poate au dat rod. Poate că da. Poate că am făcut lucrul ăsta fără să-mi dau seama neapărat de acest lucru. Dar tot timpul pot să spun că am fost deschisă și n-am urmărit absolut nimic prin asta. Ce te-a inspirat și te-a susținut ca fiind așa povestitoare și fiind așa încrezătoare de-a lungul vieții? Poate că ai văzut pe alții mai mari când erai copilă sau tânără sau elevă sau tânăr adult care făcea asta și ai ți-a dat seama că poți să faci asta și nu se întâmplă nimic rău? Să fii deschisă. Nu cred că m-a inspirat cineva anume. Pur și simplu m-am autoformat în direcția asta. Uite, spunându-mi lucrurile astea, eu nici măcar nu mă gândeam că sunt atât de încrezătoare și că... Aveți din locul meu, din locul meu se vede asta. Eu receptez asta și ca o oglindă ce mă poziționez acum față de tine, îți spun, iată ce văd, iată ce vezi în oglindă când te uiți la tine. Văd o persoană care are încredere să poată împărtăși, în anumite condiții, desigur, are încredere să poată împărtăși și are experiența unor împărtășiri care au avut sens, care au generat niște efecte bune.
A meritat, mă bucur din suflet. Nu? Sincer, mă bucur, da. Pentru că chiar am lucrat la mine în timp, considerând că nu sunt suficient de bună, nu sunt suficient de bine pregătită, de bine, având în vedere contextul în care mă aflam la momentul respectiv sau având în vedere viața pe care o parcurgeam sau o parcurg în continuare. Și tot timpul încerci să, cel puțin în cazul meu așa a fost, să mă autoeduc, să mă... Dar de unde vii? Când spui așa în drumul ăsta de viață, de unde vii? De ai căutat această, cum să spun eu, reformare continuă, această îmbunătățire continuă de care amintești? Eu vin dintr-o familie foarte simplă. Tocmai poate că e interesant parcursul. Nu zic cu în fază sau să par altceva decât sunt. Într-o familie care, care nu avea foarte multe posibilități, dar, în schimb, plăcea să citesc tot ce prindeam. Pe vremea mea, când eram eu copil, cred că știi foarte bine, posibilități de a vedea prea multe emisiuni la televizor nu aveam. Deci, tot ce aveam erau... Suntem generațiile care au copilărit și înainte de 89 sau în preajma lui, nu? Prin zona pe acolo, da, aproape de 89. Da. Și acest lucru m-a determinat să învăț să fiu mai bună decât sunt, să vreau să fiu ca alții care îi văd la televizor, nu neapărat un model anume. Dar ai descoperit, de vreme, ai descoperit de vreme că sunt și oameni care pot fi cumva cum tu preferai. Tu descoperai că se poate și mai bine, este posibil mai bine. Da, cu siguranță asta, pentru că de asta spuneam că am plecat din locul acela, dintr-o familie simplă, de la țară, oameni foarte simpli, care, bine, în schimb aveau niște principii foarte sănătoase, acum, mai ales acum îmi dau seama cât de sănătoase erau acele principii de viață și atât de simple. Dă-mi un principiu pe care îl recunoști și acum, de atunci, și îl prețuiești. De exemplu, să nu mint. Și e foarte interesant, părinții mei îmi spuneau, mamă, să fii populară. Indiferent ce o să faci tu vreodată în viața asta, și eu le povesteam că vreau să ajung, că ai multe. Și spunea, indiferent ce o să vrei, ce o să ajungi tu, dacă o să ajungi, să fii întotdeauna populară. Când vii acasă, în sat, să zici bună ziua, să vorbești cu oamenii, să nu fii încrezută. Deci, nu știu dacă poate fi luat drept un principiu, dar acest gen de modestie mi-a rămas și nu pot să spun că nu m-a ajutat. Poate câteodată nu prea m-a ajutat, pentru că trebuie să, nu știu, să scoți în evidență și ce poți să faci. Și lucrul ăsta poate că a fost un minus câteodată, adică că n-am știut cum să fac. Există o anumită modestie care în anumite contexte nu face vizibile aturile tale și calitățile tale și sunt contexte în care poate merită să le promovezi. Nu? Ca modestia să nu le țină invizibile. Dar părinții tăi, înțeleg că, dacă ar fi să recapitulez, eu notez așa, am niște hârtiuțe mici pe care îmi notez ideile care mi se par mie apetisante, știi? Și când am întrebat despre principii, ai spus să nu mint și după aia ai spus să fii populară, mamă. Și acest să fii populară l-ai deconstruit, l-ai clarificat. Populară în sensul de să spui bună ziua, ceea ce mie îmi sună că să fii apreciativă, să apreciezi valoarea celorlalți. Dar nu uita să spui că bună ziua înseamnă ca ziua ta să fie bună, nu? Să apreciezi ceva din ceea ce este posibil. Să vorbești, să nu fii încrezută. Să vorbești, adică să fii deschisă, da? Să îndrăznești să deschizi și să nu fii încrezută, adică să nu privești de sus. Asta înseamnă să fii deschisă, să poți să accepți pe ceilalți. Adică aud că sunt niște principii pe care noi la psihoterapii încercăm să le cultivăm terapeuților care sunt în formare. Adică cum să asculți, maică? Adică trebuie să fii, nu trebuie să asculți, trebuie să spui bună ziua, să faci o relație, să nu fii încrezut și arogant pentru că trebuie să lași pe celălalt să-și exprime valoarea. Și aud că aceste principii fundamentale de la părinții tăi sunt niște principii fundamentale de comunicare, de bun simț, de a fi un bun conlocutor, știi? De a avea relații bune, de a putea să începi relații bune. Știi? Și mi se pare fain că spuneai, o familie simplă, de a avea principii tari.
Așa consider eu, acum că am mai crescut și am mai citit și eu. Acum și le vezi. Da, sunt lansată în această lume cu de toate. Da. Zic că, întotdeauna zic, poate nu a fost chiar atât de rău. Și, și nu uita că ai mai zis ceva fain, l-am notat și asta. Le povesteam ce urma să ajung. Ceea ce mă face să mă gândesc că tu îți construiești scenarii. A, da, clar. Da? Și nu numai că ți le construiai. Ei erau buni ascultători, ei îți dădeau importanță, ei îți ascultau scenariile. Ei au fost primul tău public ca tu să poți să povestești. Uite cât de devreme te antrenai, de fapt, în a avea încredere să spui ceva despre tine. Sigur că da. Dar să-ți mai spun ceva care poate să te amuze. Așa. Tatăl meu avea niște strategii și mama, bineînțeles, și spunea că, ei bine, dacă nu o să înveți, uite, te trimit cu vacile la păscut, sau cu oile și gata, o să găsești tu cum să te hrănești mai departe. Uh-huh. Mama mea spunea, uite, o să faci ca mine toată viața ta, o să rămâi aici la țară, o să muncești și cam atât o să fie viața ta dacă tu nu o să înveți. Tu alegi ce o să faci mai departe. Și felul ăsta, vai de capul meu, decât să stau acolo și să rămân acolo, eram în stare să citesc non-stop și să învăț, mă documentez bine. Atâta cât puteam și mă ducea pe mine în minte atunci. Absolut. Dar m-au motivat prin cuvintele astea care, pe mine cel puțin, m-au determinat să fac mai mult. Fără să-ți pună cartea în mână. Fără să-ți pună cartea în mână, fără să-ți ia cartea din mână, dar punându-te pe tine în poziția de libertate, de a-ți alege cu mintea ta, cu putințele tale, ceva din ceea ce puteai să faci. Și ai început să urmărești, să cultivi direcția asta. Da, da, da. Și mai mult de atât, nu m-au controlat niciodată la lecții. N-au făcut niciodată lecțiile cu mine. Pentru că ei aveau treabă. Eu sunt dintr-o familie mai numeroasă și nu aveau ei timp de mine toată ziua să-mi vadă ce fac dacă eu. Dacă erai familie mai numeroasă, înseamnă că altcineva din familie juca rolul ăsta? Nu m-a băgat nimeni în seamă. Aparent, nu te băga nimeni în seamă, nu erai controlat. Da, da, da. Nu, în sensul bun, că nu m-a controlat, mie îmi convenea lucrul ăsta și eram eu... Ce te-a învățat? Mă ierți că din cauza unei secunde de latență, din cauza Zoom-ului, când tu parcă ai terminat o idee, eu vreau să pun următoarea întrebare, dar tu de fapt continui și aici ne suprapunem un pic, dar asta este frumusețea. Și eu încerc să aștept, dar mă provoci cu ideea aceasta că nu m-a controlat niciodată la teme, nimeni, și mă întreb acum și ce ai învățat din asta? Pentru că cumva ai fost lăsată în sucul tău. Ce abilitate ți-ai dezvoltat? Pentru că nu te-a controlat nimeni, nu te-a ținut nimeni din scurt. Responsabilitate. Mie mi s-a părut ceva normal. Pentru să fac lucrul ăsta, adică mai plângeam că n-am luat premiul 1, că am luat premiul 2, că din astea, și spuneam, păi cine e vinovat dacă nu ai luat? Corect. Și atunci... Erai singura responsabilă. Nimeni nu te controla, nimeni nu putea fi făcut răspunzător. Exact, da. Nici prin cap nu-mi trecea ca să cer con cuiva care avea vreo vină că eu n-am reușit ceva. Alegerile erau totalmente ale tale. Da. Da. Eu m-am trezit cu alte situații încoace, spre facultate, când și de asta mi-a luat puțin timp să înțeleg cum adică să stea cineva cu tine, să te presezi continuu, să faci ceva, când e normal să faci lucrul ăla, pentru că vrei să evoluezi, vrei să fii un om educat, vrei să mergi pe o treaptă superioară și atunci este absolut firesc că tu trebuie să lucrezi în sensul ăsta. Nu trebuie să aștepți pe nimeni, bine, că sunt oportunități, sunt oameni care pot să te ajute. Asta, Doamne ajută, să fie. Deci credința că poți să faci ceva care e în controlul tău, e în mâinile tale, a fost dovedită și de viețile părinților tăi, care au muncit toată viața și au fost dovezi de muncă continuă. Și după aia s-a creat un context de tânără în dezvoltare în care tu a trebuit să îți găsești drumul și să ți-l muncești la rândul tău. Da, mi se nu erau alte resurse decât prin proprii. Nu exista altă variantă. Și unde te-a dus, dincolo de școlaritatea aceea, cum de te-a dus acest drum timpuriu prin viață în relații cu mișcarea, că vorbim despre viața și mișcarea? Asta e problema, că eu vroiam să găsesc orice variantă să trec mai departe. Și la școală, într-o anumită zi, au venit antrenorii să facă selecție pentru sportivi. Era vremea când antrenorii umblau prin școli, prin toată țara. Exact,
atunci se făcea selecție și au venit și acolo în zonă. Dai seama, eram atât de fericită, nici n-am dormit în noaptea aia. Bine, am ieșit în evidență pentru că eram un pic, aveam 1,70 m, eram destul de mare. Și cumva... Aveai niște calități. Aveam și niște calități. Da, aveam și niște calități motrice destul de... Adică peste media clasei, nu... Da. Așa și, ai, de mine, na, eram atât de entuziasmată, dar... Bine, după aceea domnul profesor s-a răzgândit, a fost dezamăgirea foarte mare, am zis că trebuie să caut din nou altă variantă. Dar ce urma să se întâmple? Recrutare pentru ce? Ce era? Pentru atletism. În atletism. Uh-huh. Da. Și după aceea, bine, la un anumit interval a venit alt profesor, care mi-a fost și antrenor mai târziu și atunci chiar am fost selecționată și am plecat. Și așa a început viața mea în performanță. Și am tras cât am putut de tare să nu mă întorc înapoi. Deci a însemnat un pas mai departe această oportunitate. Da. Tu ai ieșit din area albii a satului, ai ieșit în altă lume. Clar, da. A fost o șansa mea pe care n-am pierdut-o. Eu așa consider și acum. Bine că cu siguranță îmi dau seama că puteam să-mi valorizez mintea și puterea interioară încât să poate să fac și altceva. Da, pe alte căi, sigur. Da. Aceasta ți-a fost oferită, cumva o dorise și la prima recrutare și nu s-a întâmplat, dar ai continuat, n-ai pierdut încrederea că ar putea să fie asta o șansă. Când a devenit a doua oară, ai performat, ai luat-o. Da, ai mers mai departe. Exact, da, exact. Și n-a fost că n-ai plecat, practic ai plecat de acolo, ai început de vreme ca un copil sau o tânără care a plecat de vreme din talpa casei, nu? Ai plecat din localitate, practic. Da, la 13 ani am plecat. La 13 ani. Și cum este să pleci la 13 ani ca să urmezi calea unei antrenorate, adică unei pregătiri sportive de performanță în cazul ăsta? Era foarte interesant pentru mine. Interesant. Era ceva nou. Asta aud. N-a fost traumatic. Deloc. Nu. Așa. Nicio problemă n-am avut cu asta. Uh-huh. Și au început antrenamentele. Bineînțeles, munceam în felul meu. Tot ce spunea antrenorul meu, lucram. Deci nu exista. Eram foarte docilă în direcția asta. Uh-huh. Și antrenorul de atunci, domnul Maxim, a fost un om extraordinar și profesionist și un caracter deosebit. A continuat cumva ceea ce am primit de la părinții mei. Mm-hmm. Care valori erau, sunt de recunoscut acum ca fiind continuate? Bine, corectitudinea, la fel, autodepășirea, clar, că în atletism nici nu se poate altfel. Mm-hmm. Aici, dacă nu, de fapt, este important să te autodepășești. Aud că... Și cred că asta este un secret. Deși bunul simț așa al omului de pe margine ar putea să zic că vrei să zici să depășești pe ceilalți care ești în competiție. Tu spui nu, să te autodepășești. Da. Da, în primul rând, da, e clar că trebuie să-i depășești și pe ceilalți din competiție cu care te afli în competiție, dar în primul rând, ca să reușești lucrul acesta, trebuie să te depășești pe tine, că altfel nu ajungi acolo. Da, și asta este exact unul dintre elementele pe care ne le-a cultivat domnul profesor. Că, normal, după prima competiție la care am participat, nu am fost extraordinar de sus, bine clasat. Și, bineînțeles, plângeam toate alea, că așa se întâmplă. Ai pus sufletul în toată treaba asta și concursul ăla a însemnat ceva pentru tine. Era o probă. Cum să nu? Era o probă importantă să demonstrez că pot. Mi-era teamă în sinea mea că, băi, dacă nu demonstrez lucrul ăsta, cred că o să mă trimit înapoi. Așteptările acelea au creionat acest concurs ca un adevărat examen. Exact, da, exact, era un examen. Și asta este o lecție pe care am învățat-o și chiar le spuneam și studenților mei când aveam ocazia. În viață este important să muncești cu tine. Și după aceea cu ceilalți sau poate că deloc cu ceilalți. Că este suficient ca să
te autocultivi, autoeduci și să lucrezi la tine din punct de vedere și profesional, uh-huh, și din punct de vedere al relațiilor interumane, absolut în toate direcțiile. Uh-huh. Pentru că nu putem cere de la ceilalți să ne respecte sau să aprecieze munca noastră atâta timp cât noi nu... Cumva acest lucru cu tine, munca cu tine, înseamnă să te iei și pe tine în serios, să vezi care ți este și valoarea ta, să o pui la test. Este și un exercițiu de creștere a respectului pentru tine, nu? De a te lua în seamă, de a-ți ști seama, da, valoarea cumva, nu? Și deci trebuia când ai acest capital de înțelegere și capital de cât de mult îți ia ca să ajungi acolo, adică despre proces, de bea atunci poți să începi să te îndrepți către ceilalți cu oarecare înțelegere și cu oarecare înțelepciune, ca să zic așa. Da, corect. Da. Dar sunt foarte importante și feedback-urile pe care le primești. Uh-huh. Și nu întotdeauna poate sunt cele reale. Uh-huh. Iarăși am înțeles foarte târziu lucrul acesta. De exemplu, dă un exemplu de asemenea situație. De feedback importanță pe care l-ai primit. Că fac un lucru bine, că nu știu, acum nu vine în minte ceva anume. Orică am realizat ceva și... Avem nevoie, asta spui, avem nevoie de aceste oglinzi. De ceva care să-ți spună, da, știi, chestia asta este mai degrabă bună sau e bună până la nivelul ăsta. Și tu spui, ai nevoie de asemenea aprecieri. Aprecierile poate să fie la modul că ai reușit, poate să fie și că vezi că n-ai reușit încă. Tot aprecierea ai cartului, a diferenței, nu? Exact. Ca să-ți folosești, să-ți formezi un fel de sistem de referință intern. Trebuie să-l iei de undeva. Asta vreau să zic. Nu? Exact. Despre asta, la asta fac referire, uh-huh, și spun că au venit poate și feedback-uri care nu erau tocmai realiste, uh-huh, în sensul că n-ai făcut mare lucru sau nu ești destul de bun, uh-huh, și bine, pe de o parte poate să te motiveze, pe de o parte să te facă să crezi că niciodată nu poți să realizezi ceva. Dacă tot deci, vin în continuare și... Una este când spui... am avut parte de anumite feedback-uri care au fost constructive, da, și am avut parte și niște judecăți care nu au fost așa de constructive. Exact, asta vreau să zic. Pentru că cumva feedback-ul ar putea să însemne, nu este neapărat o judecată a valorii, cât este să-mi spună care este cartul față de un standard. Asta e criteriul, iată standardul pe care putem să ne uităm la acest criteriu, te situezi cam acolo. Dar asta nu înseamnă să te judece în sensul de tu nu ai valoare ca persoană pentru că n-ai ajuns acolo, ci să-ți spună doar, a, n-ai ajuns acolo, mai este de lucru. Nu-ți răpește din valoarea identitară. Vezi ce puțin ești ca sportivă sau ca persoană de antrenament. Da. Și deci uneori noi oamenii cădem în culpă și judecăm ușor. Adică etichetăm pe oameni ca și cum performanța lor fizică sau în cazul ăsta performanța sportivă i-ar defini pe ei ca om sau i-ar defini pe ei ca sportiv. Ca și cum acțiunea, comportamentul ar însemna, asta e toată persoana. Rezultatul ăla de la concursul ăsta, asta ești toată tu. Dar nu suntem doar atât. Exact. Suntem ceva mai mult. Exact. E mult mai mult în spatele a ceea ce se vede la un moment dat că știi cum e, de multe ori poate reușești să faci lucruri și lumea te vede într-o lumină frumoasă. Mă refer și ca sportiv, poate și ca în activ în cariera profesională și odată nu ți-au și lucrurile chiar așa de bine. Uh-huh. Și lumea te judecă după partea aia, mai puțin luminoasă. Uh-huh. După rezultatul ăla. Exact. Și atunci trebuie să ai tăria să accepți și să mergi mai departe, să găsești strategii noi sau poate și cele vechi sunt bune, dar la momentul potrivit n-au fost suficient de bine gândite sau aud adaptate. Aud că tu spui, ar trebui să ai grijă să nu te lași judecat. Să nu accepți orice judecată. Să nu te lași afectat atât de mult, ci să cumva să cauți din arhitectura ta, bogăția ta de experiențe și de înțelepciunea ta personală, acele argumente care te susțin să continui, care îți dau niște soluții la eventualele probleme, dificultăți, bariere care apar, știi? Rezultatele astea mai puțin bune în cazul performanței sportive. Adică să începi să înveți oare ce nu merge, ce ar putea să meargă și să te pui din nou la treabă. Cam asta aud. Nu te lăsa judecat, nu te lăsa tras în jos, dar nu te lăsa dez.
dărâmat. Da, dărâmat, sigur. Exact. Și deci aceasta este o practică, un fel de elasticitate așa pe care trebuie să o ai față de tine însuți, nu? Față de propriile tale cunoștințe, experiențe și să ai un soi de credință că totuși poți mai mult. Vezi, credința aia de care o aveai în copilărie, ea se manifestă și în exemplu ăsta parcă. Adică tu ar trebui să continui să crezi că poți mai mult, să nu pierzi credința că poți mai mult. Chiar dacă cineva te judecă și îți spune, vai, n-ai nicio valoare, n-ai reușit, da? Și tu să spui, da, da, eu cred că pot mai mult, să continui acea credință. Da, acum mi-e foarte bine ceea ce spui tu. Da, au fost perioade în care nu mi-eșa deloc. Nu puteam să depășesc și să accept că cineva, vai, cum. Care este, știu, de unde vine această abilitate de a-ți ieși? De a nu fi atât de sensibilă la judecățile altora, ci de a te baza pe propriile tale convingeri și pe alte exemple din viața ta și poate te bazezi și pe alte relații care sunt oameni care sunt corecți, care nu te judecă și poate că te bazezi și pe aceste puncte de referință. Cum spun eu în abordarea narrativă, oamenii din clubul vieții tale. În clubul vieții tale ai oamenii aia care te susțin. Nu vine oricine în clubul vieții tale, numai oamenii care merită. Exact. Tale, da. Da, așa ar trebui. Da. Și poate în viața noastră ar trebui să lăsăm doar oameni care merită să fie aproape. Îi punem la test, na, îi dăm voie să facă câteva lucruri, dar îi verificăm așa, nu? Da, dar cred că e greu. Aici nu mă pricep. Aici sunt repetentă total la bucata asta. Adică așa. E generoasă, asta aud. Nu știu. Fiind generoasă, da, le dai voie să intre, asta vrei să spui. Păi, de ce nu? Dar e loc. Da. Așa, de unde am învățat? De fapt, nici nu știu dacă am învățat eu așa, dar cred că experiențele prin care treci te învață. Nimic nu poate fi mai bun decât asta. Poate că n-ar fi rău să mai lipsească niște lucruri care chiar te afectează foarte rău în anumite momente. Îți ia ceva timp. Niște dușuri mai reci, să ai experiența unor dușuri mai reci, unor provocări. Da, dar poate nu e chiar obligatoriu. Dar dacă există, asta este. Te călesc ca în sport. Dacă nu poți ajungi foarte sus, dacă nu faci antrenamente constante, dacă nu au anumită duritate, exact același lucru se întâmplă și în viața de zi cu zi. Din punctul meu de vedere, eu nu am studii în domeniu, bine, am mai citit cochetez că îmi place foarte tare, dar nu... Dar... ceea ce spui tu vrea să zic că, domnule, înveți din orice. Și din alea bune, dar și din judecăți. Încerci să vezi ce e acolo și este o ocazie de învățare, de reflecție. Pentru asta trebuie să reflectezi. Trebuie să te iei seama. Da. Din nou, exact. Nu te lași în voia judecății, ci tu gândești cu capul tău. Da, asta e important. Să fie... Să avem noi capul la noi, ca să nu ne pierdem capul. E cea mai mare greșeală când ne lăsăm duși așa de părerile altora sau poate sunt bine intenționate, dar ne pot afecta cumva traseul într-un. Da, efectul lor nu este cel constructiv, dezirabil, nu te poartă mai departe în direcția preferată. Și spunem, această practică, antrenament sport, de sport de performanță, încotro a dus în viața ta? Păi a dus, cred că aici, unde sunt acum. De câți ani a fost acest peisaj de antrenamente și participare la ceea ce este sportiv, la competiții, știu eu. Știu că nu numai competițiile, și antrenamentele fac parte din antrenamentele, refacerile. E o viață întreagă acolo. Uneori ai aceste competiții care arată, nu, e climatul acela, ocazia aceea în care se vede performanța, se pune în act performanța. Nu numai cea de antrenamente, ci cea care se pune cu arbitrii, cu public, cu tot spectacolul care este concursul. Da, sigur că da. Am făcut 10 ani. 10 ani. Sport de performanță. Mm-hmm. Da, am făcut la un nivel destul de înalt. Bine, nu la nivel de olimpiadă, unde mi-aș fi dorit să ajung. Mm-hmm. Deci ăsta era obiectivul. Dacă mai continuam, îmi doream. Mm-hmm. Să nu se înțeleagă că chiar mă vedeam acolo. Este cea mai înaltă competiție. Este competiția competițiilor mondiale. Da, mai 10 ani de sport de performanță, în ce specialitate? Eu am făcut atletism și în special am făcut aruncări. Și aici a fost o problemă. Nu mi-au plăcut aruncările deloc. Dar dacă asta s-a nimerit, asta am făcut. Știi ce spuneam mai devreme. Și am făcut aruncări.
antrenamentele sunt destul de dure, ca în orice sport. Unde trebuie să depășești niște limite. Absolut, nu. Nicăieri nu. Nu poți să ajungi sus fără muncă și fără a fi constant în activitatea pe care o desfășori, să nu pierzi niciodată, să nu te abazi de la obiectivul pe care ți l-ai stabilit. Știi ce aud când spui că a fi constant? Eu acum de doar de 5 ani încep să învăț despre mișcare, să alerg așa ca un amator și să citesc aici colo ce-mi cade prin mână, uneori YouTube-uri de proastă calitate, uneori materiale mai interesante. Trebuie să ajung la facultate, la educație fizică și sport mai sistematic la cursuri la voi. Asta mi-am propus așa, mi-am jurat în sine, așa și acum fac public această dorință, să învăț de la maestri. Și deci cumva, încercând să îmi dau seama, mi-am dat seama că această perseverare de care vorbești, această continuitate de care vorbești, e foarte importantă pentru că eu, naivitatea mea despre ce înseamnă viața și mișcarea, aveai sentimentul că da, te antrenezi și ai o formă. Și aia e forma, ca și cum ea n-ar avea niște cicluri. Ca și cum ea nu s-ar putea pierde, poate mai ușor decât cum o construiești. Am început de abia acum să-mi dau seama de această varietate, aceste curbe biologice și de stare mentală și de atât de mulți factori care reprezintă, știu eu, calea către performanță, pe care ca un spectator, pentru că zeci de ani am fost doar spectator, n-am fost om al mișcării, le vezi, na, de pe canapea, nu vezi decât ce e pe ecran, și vezi doar o frântură, nu vezi antrenamentele oamenilor sau știu eu, mai ales înainte când nu exista internet. Măcar acum vedem din ce în ce mai mulți care împărtășesc din istoria, de la antrenamente, relaxare, nutriție, tot felul de detalii care înainte erau cu totul ascunse publicului neinformat. Știi? Și de aceea când ai spus asta de continuitate, acum zic, aha, știu și eu un pic despre continuitatea asta. Și cât de importantă e. Și cât de fluctuantă poate să fie. Cum trebuie să construiești această formă ca ea să ajungă la niveluri de competiții competitive și cât de important este să ai un echilibru între tine ca persoană și tu performerul. Pentru că, la urma urmei, nici nu ești doar un performer. Pentru că n-ai să fii toată viața un performer. Exact, de aici o întreagă poveste a identității sportivului și a omului sportiv care mă fascinează. Mulțumesc, sunt onorată. Da. Și deci aruncările au fost o provocare căreia ai răspuns, ai îmbrățișat. Da, sigur că da. Tot ce am prins, am aruncat. Deci am făcut 3 probe de aruncări, de asta zic. Da. Care sunt aceste 3 probe de aruncări? Eu nu știu. Deci am făcut aruncarea greutății, aruncarea discului și aruncarea ciocanului. Aha. Da. Și mă străduiam să le duc acolo cât mai sus posibil. Bine. Și antrenorul vedea un potențial probabil în mine. Că era... Da, dar din toată treaba asta e foarte importantă competiția și starea pe care ți-o dă competiția și ceea ce te învață pentru viața de zi cu zi și pentru carieră. Eu am avut foarte mult de învățat. Adică tu spui că o parte din viața sportivă și de-aia un loc foarte important rolului competiției din această viață sportivă, are o legătură, sau ar trebui să aibă o legătură, ar fi fain să aibă o legătură, valoros, cu viața în general. Și iată în cazul ăsta și cu cariera pe care o ai. Adică tu spui, ca și mine, tu vezi nu doar sportul și competiția ca fiind tot ce este important, ci vezi imaginea asta completă a omului întreg, care este și omul competitiv, sportivul care îi pregătim pentru marile performanțe, dar el este în același timp și om. Da. Să există un echilibru cumva în chestie, în acest joc al eforturilor și al relaxărilor și al identităților sale. Da, și a integrării sociale. Nu neapărat pentru că sportivul își petrece foarte mult timp, cel puțin în perioada în care este activ. Mm-hmm. Este activ, dacă e sportiv de performanță. Multe ore, multe zile din viața acolo. Da. Viața lui se desfășoară, are loc, de fapt, pe terenul de antrenament, acasă să se odihnească și cam asta e bine. Mai sunt și momente când își permite să meargă să bea un suc, o cafea cu prietenii și așa mai departe. Da. Nu chiar, dar totul trebuie să fie foarte echilibrat. Uh-huh. Dar ce vreau să spun de aici, că interacțiunea lui cu marea masă a oamenilor este mai
mai puțin, într-o proporție mai mică. Uh-huh. Și eu cel puțin aici am întâmpinat nu neapărat greutăți. Uh-huh. Cumva am căutat calea și această cale să pot să fac față situației. Uh-huh. Adică poate aud că asta... când ai spus de sportivul activ și am definit asta ca fiind prins în lumea aceasta a sportului, a relațiilor cu oamenii din sport, pentru că asta faci tot timpul și cu oamenii aceia ești mai mult înconjurat, ai mici ocazii, dar mai puține decât omul obișnuit, ca să se imerseze în societate în general sau să iasă la fel de mult ca și ceilalți, că nici n-ai răgazul, nu? Ești focalizat pe viața aia sportivă și cumva interacțiunile acestea sunt mai limitate. Deci cumva asta te definește, ceea ce faci ajunge să te definească, știi? Ajunge să te definească ca fiind mai degrabă cel care are relații sportive. Noi de pe margine s-ar putea să vedem acest campion sau acest om care se strecte să devină campion ca un fel de zeu, știi? Ah, podiumul, un loc special, oamenii care fac lucruri extraordinare, sunt semizei, zei, sunt, nu sunt ca oamenii, ca noi oamenii obișnuiți. Și cred că este o tensiune așa pe care trebuie să o depășești, să unești lumile astea. Adică ești și om și în același timp depui efortul ăsta extraordinar ca să fii un pic supra-om. Adică să ai performanțe diferite de ale obișnuitului, nu? Asta înseamnă performanță sportivă. Și mi se pare o tensiune extraordinară, știi, să te... dai peste cap ca să ajungi acolo și în același timp poate că vrei să rămâi și cât mai omenește, cât mai conectat la celelalte roluri ale vieții, la socialitate, la ați întemeia o familie la un moment dat, nu? Lucrurile astea care, da, care înseamnă viața în general. Da. Până la urmă trebuie să fii ca în viață foarte abil și să nu pierzi din vedere un segment. Adică trebuie să-i acorzi atenție și vieții sociale, să fie un echilibru în toate până la urma urmei, chiar dacă nu reușești foarte mult. Adică, pe care îl reușești, eu asta aud. Da, pe care îl urmărești. Da, 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 exact. Pentru că tot aud, dacă îmi permit să fac o mică paranteză, mm-hmm, vai, sportivii sunt sacrificați și eu, cel puțin, nu m-am simțit niciodată că sunt sacrificată, să fac un sacrificiu în direcția asta. Am ales, mi-a plăcut ăsta, am ales să mă autodepășesc, să merg în competiții mari și să îmi dovedesc mie ceva. Și cred că sunt destul de mulți care gândesc la fel. Adică mari sportivi, eu nu mă încadrez între mari sportivi, dar muncesc atât de mult pentru un titlu. Când ajung acolo, pur și simplu e o satisfacție că munca lor a fost cumva încununată de succes. Da. Și nu neapărat ajung ca să facă din asta așa un mare caz și să... Adică nu e un scop în sine. Aibă niște manifestări. Medalia aia, podiumul ăla, nu e un scop în sine. El mai degrabă cumva vine să încununeze, să dea sens unei exact perioade lungi de pregătire. Unui scenariu pe care îl compui și care îl trăiești și îl visezi noaptea și așa, pe care perioade lungi, cumva acest rezultat vine să încununeze, vine să dea sens, să dea gust acestui parcurs de viață, acelui efort. Nu este un rezultat care îl vrei doar pentru că este un rezultat, doar ca să fii number one. Da, și să zică lumea, vai ce bun e. Da. Poate că sunt și situații în care... Și asta poate conta, sigur, depinde de valorile pe care le ai, nu? Da, despre asta vorbim, exact. Iar în cazul tău ai văzut lucrurile mai global, mai echilibrate, cumva. Da. Eu așa le văd. Parcă văd că această capacitate a ta de a vedea un echilibru ar putea să aibă legătură cu ceva din ce ai văzut în obștea satului la tine acasă când erai mică. Poate că ai văzut-o în practica antrenorului Maxim. Da. Poate, știi? Sau altor colegi care știau să echilibreze. Știi? Da, au fost modele. Acum stau și... Că tot discutam la un moment dat despre modele și cu studenții, în special cu ei, și îmi puneam și o întrebare, ce model am avut eu? Sau nu neapărat modelul ăla că așa vreau să fiu. Eu consider că da, există un model de perseverență, un model de om care își urmărește să realizeze un vis, un obiectiv. Dar nu pot să iau un om că vreau să fiu tocmai ca el. Sigur. Da, pentru că eu cred că nu este posibil așa ceva și ar fi un eșec, pentru că niciodată n-aș putea, nu suntem la fel. Și aici aud că, într-un fel, modelele acestea pe care noi le urmăm,
nu sunt oamenii înșiși sau tot ceea ce reprezintă ei, ci modelele sunt niște exemple de valori sau comportamente conduite care nouă ni se par extrem, extrem de interesante, importante, demne de a fi urmate, demne de a le avea și tu în viață. Și deci aceste modele au un fel de, știu eu, profil. Au și lucruri care poate că nu te interesează sau care nu, și nu le știi, dar anumite lucruri care contează cu adevărat. Și ei modelează aia, de fapt. Valorile alea sunt modelate, nu atât modelul, adică corpul sau individul. Da. Dar uneori nu se vede. Valorile sunt invizibile, nu-i așa? Și noi nu le vedem. Da. Și atunci vedem doar pe domnul Cutare sau pe Nadia Comăneci sau pe, știi, pe Ilina Stase. Vedem numai niște oameni, dar în spatele lor ce vedem? Perseverarea, nota 10, ideea de perfecțiune, da. În fine. Depășirea standardelor vremii, nu? Da. Note care nu mai au limite. A fost cazul. Da. Tehnice de atunci. Și de asta mi se pare foarte fain, cum ai spus tu acum, că de fapt nu era un model în sensul, da, omul ăla, individul ăla, ci cumva descoperim aici în conversație că, da, modelele noastre sunt bazate pe valorile care ne inspiră. De asta sunt modele, pentru că intrăm în rezonanță cu ceva care contează foarte mult pentru noi. Și care ne-ar ajuta să ne desăvârșim. Exact. Atât cât se poate. Exact. Perfecțiune nu există, asta știm și. Deci dacă ar fi să-l aducem în prezent, mi-ai spus despre antrenorul Maxim și acum eu sunt, este și el prezent cu noi, în mintea mea acum, da? Te văd pe tine, îl văd și el și pe el cumva, știi, prin prezent. Ce anume ai putea să spui că moștenești sau cultivi din practica care ai avut-o cu el sau din experiențele care le-ai avut de antrenorat? Perseverența, în primul rând. Ce să mai spun? E un cumul așa, că mi-e greu să extrag, dar un om corect, un om care a muncit foarte mult cu noi, știu că stătea câte 8 ore pe teren, bine, avea două grupe, dar foarte mult muncea. Adică perseverența, nu numai în ce te privește pe tine, vedeai că el însuși, el persevera în antrenorat, în efortul de a fi cu voi și dădea un exemplu concret de perseverare. Nu numai că cerea. Cam analogic cu ce spuneai tu, când întâi trebuie să-mi propun eu, după aia mă apuc să cer și altora. Și văd că și modelul Maxim, de a-ți atinge maximul, este la fel. Știi? Adică cumva el demonstrează și este alături de voi, așa cum voi trebuie să fiți alături de proiectul fiecăruia, știi, de performanță. Știi? Da, interesant. Da. Și asta cum se vede după 10 ani de practică de sport? Ce a urmat după aceea? Cum se vede mai departe în traiectoria de carieră? După ce am dat la facultate, așa. Bine, un an după ce am terminat liceul, am rămas să mă antrenez pentru că urma o competiție, ți-am spus eu, și antrenorul, bineînțeles, că visa să ajungem undeva mai sus. Anul acela m-am antrenat și după aceea am dat la facultate. Și am intrat și mi-am continuat drumul. Bine, azi a fost o adevărată discuție că am renunțat la antrenamente acolo. Eu am antrenat la Vaslui, de exemplu, în Iași. Și a trebuit să vin aici la facultate și automat nu mai puteam face antrenamentele pe care le făceam cu antrenorul. Pare, mă formasem și eram... Stația era, chiar asta, de o oră era greu de acoperit. Da, dar eu atunci nu aveam mașină, eram trenul. De asta zic, adică ora aia de dus cu trenul sau cât mai durează, știi, e un efort prea mare, care nu puteai să-l susții, fiind și cu frecvență bănuiesc la facultate. Da, clar, era cu frecvență și atunci m-am transferat aici, la Politehnica și am făcut aici vreun an, doi. Da, na, antrenamentele nu mai erau la fel în sensul că eram obișnuită altfel. Apă, paie și bătaie, știți cum e. Aici era, bine, glumesc, nu exagerez. Da. Dar asta e metaforă pentru ceea ce, pentru situația respectivă, pentru perseverarea din anumit punct de vedere, înțeleg. Da, acolo făceam destul de mult antrenament pe zi. Aici mergeam și la facultate, nu că m-ar fi împiedicat facultatea, dar erau mai puține orele de antrenament. Știu. Pe mine nu mă satisfăcea. Mie îmi place cum spui tu, dar ai stârnit în mine o reacție de profesor. Pentru că știi cum spui tu, mergeam la facultate. Da, învățarea la universitate nu este că mergi la universitate.
Că de fapt dacă merge acolo, acolo ești provocat. Să spune aia și după aia ai de reflectat la lucrurile, ai de citit ceva, ai de practicat ceva. De fapt la facultate noi suntem ca la chimie catalizarea. Suntem într-un mediu în care suntem provocați, scuturați. Dar ce facem? Și de asta nu e vorba doar de orele alea, cursuri și seminarii. Cum decantezi ce se întâmplă acolo? Ca să devii profesionist, nu? De asta mergem la facultate, ca să fim profesioniști. Da. De asta, vorba asta, eu merg la facultate sau cât merg la facultate, nu spune tot. E ca și în terapie psihologică. Știi, vine omul la mine în terapie și este o oră pe săptămână. Păi ce? Miza este că în ora aia tu te schimbi, te transformi din neom în om, dintr-un om suferind în om bun. E prea puțin timp. Noi catalizăm ceva acolo. Dar ai o săptămână întreagă în care să pui în act lucrurile de care le-am discutat, lucrurile pe care le observi, le rediscutăm pentru o săptămână. Deci, orele sau terapie, pentru mine e destul de analog acest exemplu, știi? Sunt ca niște momente de cataliză, de intensificare, de angajament în jurul unor idei. Și de asta mersul la facultate, știi, m-ai provocat. N-am putut să nu reacționez la metafora mersul la facultate. Că e greu uneori să mergi la facultate. Adică să faci toate lucrurile astea. Mie nu mi se părea chiar așa greu față de ce antrenamente făceam eu. Avea energie. Da. Așa este, și la prima tinerețe, așa este. Simțim că avem resurse nelimitate. Da. No, ideea era că eram focusat acum pe partea de performanță, de asta am lăsat cumva în plan în secund facultatea, că cu toate că și aici am fost o adevărată provocare, îmi doream să fac față, aveam frici, aveam... cred că nu se pot. Din contră, la un moment dat, liceul mi s-a părut mult mai greu decât facultatea. Da. Și în sensul că făceam exact ce îmi plăcea. Când am ajuns aici, am descoperit... Ai ales bine facultatea. Profesorii. Da, da. Cu toate că vroiam și altceva, dar am dat așa, am zis că iau bine. Nu că nu m-am pregătit, chiar m-am pregătit, atunci nu puteai să intri oricum. Mm-hmm. Da. Mai multe discipline... mai multe discipline dădeam examen. Uh-huh. Și na, până la urmă a fost o provocare și am învățat foarte multe lucruri de la profesorii mei. Uh-huh. Este un moment sau o lecție sau o situație care ți-o amintești și acum cu drag? Care a contat pentru tine în timpul facultății? Dar nu mai știu, atât de multe au fost. Știu că sunt multe și întrebarea e surprinzătoare pentru că de câte ori ți-a pus cineva o întrebare de genul ăsta? Da, chiar că nu. N-ai fost pregătită pentru asemenea întrebare. Dar știi ce îți propun, Veronica? Pentru că noi avem aproape o oră de când stăm de vorbă și vezi cum trece timpul când vorbim despre lucrurile frumoase. Și atunci mă gândesc să împachetăm această conversație cu această excursie prin cariera ta până la a fi acum mai mult decât doar studentă la Educație Fizică și Sport, pentru că acum ești colega mea. Ești profesor acolo, cadru didactic acolo, pe lângă toate celelalte identități și n-am ajuns neapărat încă acolo pentru că au fost atât de multe lucruri frumoase de spus și pentru că jumătate din timp am vorbit eu, așa că ți-am mâncat din timpul de poveste. Dar împreună, știi, am folosit așa ca niște cânțești, știi, ți folosești două așa ca să facem împreună țesătura. Am țesut împreună conversația asta. Cum place mie să zic, conversație înseamnă co de la colaborare și versație de la versificare. Am făcut versuri împreună, am dat sens împreună prin reacțiile și întrebările și răspunsurile și amintirile amândorura. Și aș spune așadar că dacă ar fi să împachetăm prima parte a acestui interviu și să lăsăm o a doua parte a interviului pentru mai târziu, peste câteva săptămâni, la toamnă, oricând vrem noi, că nu ne oprește nimic și nu ne obligă nimeni. În exercițiu de libertate, de plăcere. Sigur. Și ultima sintagmă care mi-am notat a fost apă, paie și bătaie. Pentru că asta a fost ultimul lucru care l-am notat, n-am mai apucat în ultimul timp. Dar asta spune ceva despre perseverare și despre, ați focaliza activitatea și acțiunile pe ceva care contează foarte mult. Și asta ai spus, chiar și în timpul facultății te-ai focalizat pe performanța sportivă și focalizarea asta a continuat. Înțeleg că această capacitate de a te focaliza, de a prioritiza, este ca un fir roșu de-a lungul vieții tale. Da, cred că da. Dacă acum, în discuția pe care o avem, întrezești anumite și mă determin să-mi pun niște semne de întrebare și chiar
Îmi place foarte mult lucrul ăsta. Adică apar niște reflecții noi, nu? Te poziționezi față de tine însăți sau unele experiențe de viață, unele afirmații. În conversația asta, știi, parcă ești în alt loc decât obișnuit și din conversația asta, uitându-te la tine însăți, lucrurile pot să fie văzute și un pic altfel. Se triangulează cumva ceea ce știai cu ceea ce ai spune acum și parcă te invită să continui explorarea. Să verifici. Da, sigur că da, sigur că da. De asta și... cred că aceste conversații sunt și invitații la a ne lua în seamă și altfel. Dacă conversația este plină de respect și plină de grijă. Absolut, fără doar și poate. Mi-a plăcut foarte tare întâlnirea de astăzi. De 10. Că am avut-o. De 10. Că am avut ocazia să... Nu știu, să spun lucruri. Uh-huh. Nu știu dacă au fost... Împărtășirile astea au niște beneficii. Aduc niște rezultate care nu poți să le prevezi înainte. Pot să fie surprinzătoare. Cum de... Nu știai că ai să te simți așa bine. Da? Pe de altă parte, mi-ai spus că am mai împărtășit. În viața mea eu sunt deschis, am mai povestit. Nu sunt o nepovestitoare. Deci ai făcut așa acum și te-ai bucurat din nou de rezultate. Da, sigur că da. Și vreau să fac o completare aici. Da. Oricum, eu am acordat atenție și facultății din ce punct de vedere, că tocmai că performanța nu mai putea fi făcută la același nivel la care o făceam, dar că m-am focusat destul de mult pe partea de facultatea, atât cât puteam atunci, în sensul că oricum nu ne permiteam, eu știu, cei din generația mea, nu ne permiteam să nu ne ducem la facultate, să nu participăm la cursuri, să nu fim la toate laboratoarele și seminariile. Adică așa era pentru noi normal. Apă, paie și bătaie și la facultate a fost. A continuat și aici. În sensul că, bine, da, toți eram determinați. Am fost o generație în care foarte mulți colegi au fost sportivi de performanță. Chiar un an în care... Era un loturi naționale și era cumva o competiție adusă și în cadrul facultății. Care era provocatoare, nu? Am avut mare noroc. Era o emulație și o provocare din rezultatele celorlalți și asta te întărea și pe tine să continui. Da, da, sigur că da. Deci se creează un soi de comunitate, așa, nu? În rândul acestor oameni cu care tu ajungi să conviețuiești, să crești împreună cu ei și ai crescut numai la cluburi, în clubul de la Vaslui, cât s-a putut la clubul de la Iași, la Politehnica, dar aud acum că și mediul ăsta universitar a contribuit colegii la acest angajament, în direcția ce? A propriului tău proiect. A proiectului tău. Da, sigur că da. Și cred că a propriului, cum să zic, fiecare colegă avea propriul lui proiect și cu toți am contribuit la fiecare dintre noi. Ce frumos e când se întâmplă asta. Când depășim barierele, că sunt bariere, nu? Și sunt tot felul de lucruri care pot să intervină între noi și totuși să reușești să constitui în relațiile pe care le ai, să constitui asemenea beneficii, oarecum sinergetice. Adică împreună suntem un pic mai mult decât dacă am fi separați. Pentru că prezența ta sau rezultatele tale contează pentru mine și mă inspiră și mă fac mai puternic. Exact. O să mai discutăm despre dacă o să fie și încă și a doua întâlnire. Mi-ar face plăcere mare și mie, pentru că e clar că de saga de povești e plină. Avem de unde. Mulțumesc tare mult, Veronica, pentru privilegiul ăsta de a sta de vorbă. Și uite, așa am ajuns să te cunosc mai bine, pentru că te cunoșteam mai puțin. Noi ne întâlnim pe culoarele acestei facultăți care se vede în spatele meu. Acestor facultăți, nu? Educație fizică, sport și psihologie, științele educației. Și ne salutăm uneori dacă ne recunoaștem. Uneori pe colegii mai tineri de la sport, eu cred că sunt studenți, nici nu-i recunosc. După aia descoper că e lector acolo. Eu fiind între seniori la psihologie acum. Și deci cumva am aceste trăiri și în același timp dorința aceasta de a spune, domnule, sunt niște oameni deosebiți aici lângă noi. Nu trebuie să mergi, nu trebuie să te uiți pe televizor sau aiurea. Oamenii care s-ar putea să contribuie în viața ta sunt lângă tine. Doar dacă am ști să îi descoperim, dacă am ști să întindem mâna și să vrem să ascultăm, să vrem să îi cunoaștem, cam ăsta ar fi un mesaj pe care l-am trăit pe pielea mea. Adică atâția ani am stat aici în clădire și uite că abia acum, când mă apropii de pensie, încep să vorbesc cu oamenii. E foarte bine, niciodată nu este prea târziu și pentru mine a fost o mare onoare că am vorbit astăzi și... Nu știu, sper
să ne vedem și la o dată viitoare. A fost un exercițiu al libertății din nou, pentru că tu ai ales să răspunzi și a fost alegerea ta. Și nu, știi, a fost o oportunitate care era cumva în aer. Când ți-a fost prezentată, ai luat-o. Ăsta e un alt aspect al poveștii de astăzi pe care îl rețin, și anume, ești gata să preiei oportunitățile, mai ales acelea pe care tu le știi deja că s-ar putea să aibă un gust bun. Și s-ar putea să vină. S-ar putea să vină. Succes, vară ușoară, să ne întâlnim cu drag pe unde ajungem. Sper să ajungem, să nu stăm numai așa interziși de pandemie. Și sănătate. Mulțumesc tare mult. Sănătate multă și să ne vedem sănătoși la toamnă. Acolo și cu studenții la facultate. Da, numai bine. Mulțumesc frumos, sănătate. La revedere.